Dar toată lumea și eu am găsit la un episod de Mafia 2, unde trebuia să mergem înapoi la restaurantul lui Joe. Știți că eu data trecută am dat mare, 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 big fail cu poliția, așa că de data aceasta o să... Adică am câștigat misiunea off-camera, adică ce am făcut în episodul trecut, da, am omorât poliția și mi s-a dus tot, am făcut off-camera din nou și am rămas de unde am rămas ultima dată să ne ducem înapoi la restaurantul lui Joe. De fapt, nu știu dacă e restaurantul lui, dar să mergem la Joe la restaurant acolo. Cu mafioții noștri, cu gangsterii noștri, așa că hai să mergem unde trebuie. Nu e departe. Ah, mai am puțin de mers. Aproape puțin, să zicem că e puțin, ok? Ok. Nu uitați să dați profund în comentarii cu ce jocuri ați vrea să mai joc, deoarece... Nu, poliția! Așa. Deoarece știți că eu pe canal o să fie un canal special de gaming, adică și cu Minecraft, chiar dacă nu e așa un joc foarte șmecher, și cu Minecraft o să fie. Dar în principal o să fie un canal de gaming, cu mai multe jocuri. Cum e Mafia, jucăm acum, după aia Mafia 3, poate o să văd eu cum fac rost de el, vedem, vedem, vedem. O să fie totul la rândul lui, ok? Deci, treaba fraților, să dați acolo în comentarii propuneri de ce jocuri ați vrea să mai vedeți pe acest canal. Merge un pic mai greu calculatorul, mi-am dat eu seama de ce, pentru că este foarte, foarte cald în camera mea și n-am niciun aer condiționat sau ceva aici în camera, am doar pe hol. Și dacă aș deschide ușa pe hol, ar fi gen, s-ar auzi tot ce vorbesc părinții mei și chestii de gen în videoclip, ceea ce n-ar fi o problemă, că nu vorbesc chestii importante, dar s-ar auzi ciudat pe videoclip să se audă numai boci pe fundal și să mă aud în același timp, ar fi foarte, foarte ciudat. Așa că eu de acum încolo o să filmez un episod, deschid ușa să vină aer. După aia, după 10 minute filmez iar un episod, deschid ușa să vină aer, știți? Ca să mai am și aer aici să respir. Că și dacă deschid geamul, e foarte bine, pentru că... Da. Asta mașina aceea, parcăm profesionist, după cum știți că o parcăm noi. Nu, nu vreau să fac chestia asta. Așa. Batem, stai să ne batem cu el. Un pic acțiune în videoclip. Gata cu acțiunea, că stai mort aproape. Jbuf. Eu, don't hurt me, don't hurt me, după ce l-am leșinat. Aoleo, vine poliția, aoleo, aoleo, aoleo. Să că vine poliția, băieții. Gata, am intrat. Nu ne mai prinde poliția, yay! Mă vine poliția afară, voi auziți? Joe Barbaro. Asta e barbar, ce știți voi, mă. Deci ne culcăm. Ați venit la următorul chapter, presupun. Chapter 4. Murpi, love. Murpi, love. Hai să vedem ce putem face în chapter acesta. Argez. Jeez. Jeez. This. Didn't know Joe could even write. We got another job. Something really big. Stop by Freddy's tonight. Bring a piece and some lockpicks. Meet Joe and Freddy with a gun and lockpicks. Ah, trebuie să ne îmbrăcăm. Te clot. Bun, episodul acesta. Am vrea să ne și luăm haine noi, pentru că... Se pare stupid să le avem haine, așa că o să prima dată o să punem aici iau ei pe tu. O să mergem cu mașina să ne luăm niște haine frumoase. Și după ce ne luăm hainele, mergem la ei. Pentru că, sincer, mi se pare stupid să n-am nici haine măcar să mă îmbrac ca lumea. Adică, o să merg în jacheta asta, tot jocul, like. Tot jocul o să-l câștig mai în jacheta asta. Hai să luăm niște haine ca lumea. Unde am lăsat mașina? Uite acolo am lăsat-o. O să mergem să ne luăm niște haine ca lumea înainte să... Înainte de toate. Ok. No, și direct i-am băgat un sca... În ia, se zic un scate. I-am băgat un spate la ăla. Un pur de mașină i-am băgat. Să nu se bage mașina de poliție în fața mea să mai mă aresteze acum pentru motive inculte. Adică, în realitate, dacă faci accident cu mașina de poliție, te arestează. Sau te împușcă, că știu că o dată mă... Bucă pe aia stragă mine, că m-am împușcat cu mașina lor. Like, kamikaze, forma polițistă, sau ce naiba. E un motiv foarte, foarte
Ciudat să tragem un om. Mă rog, deja pe episodul... Eu vreau în 3 episoade să-mi pornesc Razer Cortex-ul, dar am uitat să-l pornesc și în episodul să mi-e frică să-l pornesc, poate mi-închide OBS-ul, dar haideți totul să-l pornesc, așteptați un minut. Să-mi pornesc Razer Cortex-ul, care să meargă jocul mai bine, să văd să nu mi-închide OBS-ul. OBS. Skype-ul nu... OBS nu... Mafia 2, nu, rest tot perfect, busnă. Gata, acum. Oh, un giga de RAM, mamă, un giga 295 ne-a boostat calculatorul, foarte bine, zic eu. Trebuie să ne meargă mult mai bine acum. Așa. Deci vreau să ne luăm niște haine. Astea le vreau. Sau? Astea le vreau. Boy Clothes. A luat 67 de dolari, dar la banii noștri nu e nicio problemă. Ia uite-l, mă. Mafioso del putoso. Enjoy, mersi că mi-a zis enjoy. Gata, avem și haine noi pentru tot jocul, presupun că o să le ținem pe astea sau cred că o să le mai schimbăm dacă chiar e jocul lung, like gameplay-ul foarte lung. O să le mai... Oh, mă, nu te băga în față, dispemenule. Perfect. Haideți să mergem. Acum ce vreau să fac e să mergem la Giu ăla, să vedem ce misiune dă. Giu. Joe. Napolitana Joe. Hai să vedem ce le cumpără. Ce? Am zis cumva ce ne cumpără? Băs, prăjit rău azi. O să vedem ce misiune dă. Joie, Napolitana Joie. Ok. Nu, nu, asta e mafiot. Asta pare mafiot. Are față de mafiot. Pe pariu că dacă scot pistolul o să scoată și ele. Să vedem. Testăm. V-am zis? O să scoată pistolul. Da. Mafios, mă, ma uite, 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 uite-l pe ăla, uite-l pe ăla, uite-l pe Joe, uite-l pe Joe și pe Steve, sau cum îl cheamă. Hey, I'm entitled to a little rest after that last job, don't you think? What can I get you, sir? Coffee. Coffee. Supărat. No, bun, skip, că nu ne plac, nu ne plac numai videoclipurile, bă, videoclipuri. Da. 6 hours later. Drive to the mall with Joe and rob the Revelry store. Începe acțiunea de mafio, trebuie să jefuim. My mother almost did. Quit whining and keep in touch with Derek. Trust Nimun. me, Nimun. He's got better jobs than shaking down wharf rats. E bun, bă, hai să vedem, să vedem continuarea joculețului nostru. Pe unde, pe aceea trebuie să mergem. E bun, e bun, e bun, e bun, e bun. Uite, vedeți acum ce bine merge, că nu aplaudez absolut niciun videoclip, uitați ce bine merge jocul, vedeți? Toate jocurile merg bine când aplaudez niciun videoclip, dacă nu aplaudez videoclip îmi scad FPS-urile, nu mai pot să mă mișc, frate. Hai că nu mai avem mult, băgăm viteză tare. Pentru că trebuie să jefuiesc banca și după aia încheie episodul, pentru că nu vreau să încheie episodul la jumatea robului, știți ce zic? Uite-l, mă! Nu vreau din mașină așa frumos. De fapt, e cea mai proastă idee să-mi las mașina aici. Nu o să-mi las mașina aici. O să-mi las pacii pe undeva. O să-mi las aceea, să-mi las oare. Sau aceea. Mi las aici după colț. Să nu mi-o vadă gen poliția, știți? Că mă presupun că o să vină poliția la robul acesta, nu? Hai, mere să jefuim. Dacă o să vină poliția la robul asta după noi, o să ne ia și mașina presupun, adică na, o să dispară mașina mare sau nu știu, nu știu, dar am stat acolo în caz de ieșim din bancă să mă știu unde e mașina. Hai, vino, vino, vino. Gata, am deschis ușa. Ia uite-l, mă.
mă. De ce nu se aude sunarul la joc? Oh my god. Kiss my ass. Acum ar trebui să vină sunorul înapoi, nu? Da. Hai să vedem, hai să vedem. Nice. De ce trebuie? Dar nu puteai să-i bagi un picior și la ușa asta? Hai repede. Închide ușa. Nu pe mine! Nu mă închide pe mine! Închide ușa! Așa. Bune. Pacea, hai. Hai repede. Mamă, ce urcă ăsta la scărnare, el treabă. Unde? Îi atrag de jos? Uai, vine cineva de jos! Aoleo! Mori. Așa. Mai vine cineva. Au! Stai că mă omoră! Hai repede. Închide ușa. S-a împiedicat fraierul. Aoleu. Salut, frate. Am zis salut, frate. Nu! Mami! Nu, da reload! De ce da reload? Uai, ce căca! De ce da reload? De-aia n-am dat pe R. A mama avea în gloanțe, mă. Da. Mai fac încă o dată chestia asta până sus. Și după aia o să încheiem episodul sus. Repede, hai. Nice, good job. Dăm cavoraj, dar nu tragem în nimeni. Pur și simplu îi lăsăm să tragă după noi. Gata, vedeți? Și n-am tras niciun lanț. De fapt, unul am tras, ca să-l iau până, să nu-l omoare pe prietenul meu. O să țin pistolul ăsta, că ăsta l-am luat de la polițistul ăla de când am jefuit în episodul... Sau acum 2 episoade? Cred că acum 2 episoade. Când am jefuit banca aceea, adică safe-ul acela, deci o să țin pistolul ăsta care l-am luat pe gratis. Ce mă? A, iară vine aia de pe ăsta. Hai mă, fraierilor. Să le iau gloanțele, stai. Gata. N-am luat nimic, dar e totul bine. Să zicem că am luat, ok? Easy.
Repede, 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 repede. De gloanțe. Stai să mă să iau gloanțele, tu n-auzi? Așa, gata. I-am luat gloanțele. Gata, am gloanțe la pistolașul meu. Hai să merem. Arcade. Get your ass over here. You waiting for a formal fucking invitation? Over there. Shoot. Shit, Jesus, be careful. Almost lost you there. Yeah. I think I just shit myself. Where'd they go? They must have gone this way, Sarge. Oh, fuck that. I don't get paid enough for this. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod de Mafia 2. Nu ezitați, mai lăsați propuneri de jocuri în comentarii, bă. Așa, glumea. Deja primim de 16 minute aproape. Aproape, de 15 minute, 43, 44, 45. Bă, nu contează, bă, fraților. Sper că v-a plăcut acest episod. N-am putut să-l mai țin pentru că deja filmeze foarte mult timp. Cine știe când mai durează robul ăsta de bancă. Deci ne vedem data viitoare. Bye, bye.